Așa cum spuneam, alianța PNL-PSD pe primul loc, urmată de aur, partidul lui George Simion și pe locul 3 vedem alianța Dreapta Unită. Domnule Amuza, care este secretul aur până la urmă de se menține, iată, în top și iată, depășește o alianță formată din trei partide, de Alianța Dreptă Unită? Nu e ușor să eviți toate scandalurile momentului și cred că dacă aur face ceva foarte bine în perioada aceasta, este că s-a camuflat complet și a cam dispărut din spațiul public. Arată pe de-o parte că sunt încrezători și mulțumiți cu acest nivel de intenție a votului care îi caracterizează, și încearcă să conserve votanții în jurul valorii respective de 15-16-17%. Vedem dacă vor face o surpriză și vin cu mai multe, pentru că, pe de altă parte. Agenda publică și toate scandalurile momentului de care vorbeam mai devreme erodează în același timp uh, actorii principali, cei care aleg să nu se dea la o parte de, pe, uh, din spațiul public și, sigur, țin agenda de care vorbeam. Uh, motiv pentru care s-ar putea să vedem până la alegeri o oarecare uh, alterare a votului pentru partidele din zona asta a establishmentului, pentru partidele mainstream. Uh, și poate cine știe, reușesc să mai pescuiască 2-3% în preajma alegerilor și să vedem în ziua de 9 iunie la exit poll niște scoruri poate chiar ușor mai ridicate decât cele pe care sondajele le dau. Uh, deci ar fi mai degrabă o strategie prin lipsa asumării unei poziții cu adevărat, lucru care sigur poate fi benefic atâta vreme cât establishmentul nu punctează în termen de apreciere sau, eu știu, susținere din partea electoratului. Rămâne de văzut în ce măsură se vor decide și când vor considera cu adevărat că sunt un pion, pentru că în același timp asta poate să le fie să, să, să fie în dezavantajul aur o astfel de strategie, tocmai pentru că până în campanie s-au portretizat foarte consistent, așa ca o alternativă pentru guvernare, o alternativă pentru, sigur, Parlamentul European, prezidențiale și așa mai departe. Și practic o alternativă la statul așa cum îl cunoaștem. Uh, ori nu și poți a fost fi... întotdeauna un partid vocal și așa uh, și-a atras în mare parte simpatia. Nu, nu doar vocal, dar și a, uh, foarte strident și uh, uh, o, o bună parte din populația României, uh, chiar dacă poate nu a îmbrățișat neapărat stridența, a sesizat că există alternativă și a fost cumva trezită dintr-o lentoare așa pentru că, noi vedeam în barometrele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, vedeam că oamenii sunt dezamăgiți de clasa politică foarte, foarte mult. Scoruri negative record în sensul acesta, au doar unul din 10 români mai aveau încredere în politicieni și asta a speculat aur. A spus, noi nu suntem politicienii clasici de până Acum, ei bine, încet, încet, parcă devin exact personajele pe care le cunoaștem atât de bine și s-ar putea să nu mai reprezinte neapărat o opțiune pentru votanții nehotărâți, cei care nu știu încotro să meargă.